suntem pentru ideea că putem să folosim potențialul din România. Lucrurile acestea contra cuiva, știu, totdeauna e de vină cineva din afară, cred că reprezintă principala frână în dezvoltarea noastră. Am fost și voi rămâne aici, sigur, se pot schimba multe lucruri, dar așa am intrat în politică și așa cred că voi rămâne un om politic social-democrat, de centru stânga, așa încât am învățat un lucru. Nu trebuie să abdici de la principiile și ideologia pe care, în care crezi și în care până la urmă ai crescut. Dar trebuie să înțelegi că o societate în secolul 21, în anii 2020 încolo, nu se va conduce cu ideologii rigide. Prin proiectele pe care colegii mei le vor promova în perioada următoare, aș vrea să găsiți numai proiecte de viitor și nici unul din trecut, pentru că, după cum ați văzut în ultima perioadă, în România vorbim numai despre trecut. Ce a fost acum 10 ani, ce a fost acum 20, cum să facem familia ca acum 1000 de ani, cum să... Și eu cred că noi, acest startup party, care nu ne propunem să luăm 50%, să guvernăm imediat, singur, exclusiv, fără nimeni, în perioada următoare, avem acest lux de a vorbi despre viitor, chiar dacă nu există o majoritate în acest moment. Vreau ca la această echipă să nu se adauge oameni care au reprezentat și reprezintă în politica din România, baronetul, oprișanii, cei care sunt tot timpul la putere și de fiecare dată ne duc înapoi, niciodată înainte. Vorbesc din propriile mele greșeli, mai mult decât din propriile mele realizări și ăsta e un lucru important. Vreau să spun însă că vrem să nu doar să facem opoziție. După cum ați văzut, în România, opoziția nu este o alternativă. Există opoziție, dar nu este o alternativă. Vreau de fiecare dată când criticăm o măsură politică să explicăm cum am face noi mai bine. Sunt social-democrat, dar cred în elite. Și cred că o societate nu poate să progreseze scoțând în față mediocrități. Analfabeți, politic, oameni care se califică pe un singur criteriu al obedienței și credinței față de o structură politică sau de un lider politic. Din acest motiv, mi-aș dori ca în acest proiect să am alături oameni care știu să vorbească și limba română, și limba engleză, și care au cunoștințele și au avut ocazia să se certifice în domeniul în care au activat, și care simt sau au curajul, ceea ce foarte mulți nu au, sau dorința, de a pune în viața publică ce lucrurile importante pe care le-au făcut în zona privată.